Îți vând un pont, te pot învăța cum anume să câștigi timp. Te-ai gândit vreodată cât timp îți petreci în trafic? Eu cred că 2 ore cel puțin în medie. Mergând la servici, venind acasă de la servici, aducând copiii de la școli și așa mai departe. Și în 40 de ani de muncă, cred că aceste 2 ore pe zi, dacă faci un calcul, o să vezi că se adună cam 3 ani. A lucra de acasă știu că nu este o noutate, multă lume lucrează de acasă, nu eu am inventat chestia asta. Dar aici, făcând un business în balansoar, îți dezvolți afaceri care să-ți aducă venituri pasive și te poți bucura de acești ani pe care îi câștigi economisind acest timp pe care altfel ai petrece în trafic, timp pe care altfel ai petrece la un serviciu unde nu totdeauna îți place șeful sau nu totdeauna îți plac colegii. Deci acest timp îl poți apoi valorifica extraordinar de bine cu veniturile pasive și te poți bucura de acest timp și de banii pe care îi câștigi cu businessul de acasă din balansoar. Îți pot arăta asta.